persoane, noi ca și spitalul, să apelăm la toate... Deci furnizori de medicamente sau pe cine? Furnizori de aparatură medicală, furnizori de medicamente, că donația poate fi atât în bani cât și în echipamente. Și fiecare scrisoare de intenție are atașată o motivație, o motivare a ceea ce dorim să achiziționăm. Am identificat problemele și ce aparate dorim să achiziționăm. Iar societățile vor avea posibilitatea fie să doneze o anumită sumă de bani, fie probabil că mult mai ușor le va fi să ne doneze, să ne ajute cu echipamente. Vreau să vedem la pentru...